Salutare și bine ați venit la Rabla. Aici, m-am cibat soare. Aici avem o nouă Rabla. Este a unui urmăritor al canalului și a venit și el la noi pentru că i-a plăcut ce am făcut la Rabla noastră și o să urmeze și la el un clean look. Am dat emblema jos, am demontat mânerul propagajului, vreau să-i zic altfel, dar nu mai îmi venea cuvântul. Se vede urme agresive de chit. Aici are gaură, mai multe găuri de fapt. Și așa arată mânerul. Din câte am văzut pe net, mânerile astea oxidează foarte tare, ruginesc, să fac varză și majoritatea le distrug, le scot piese cu piese. Am reușit să-l scoatem perfect, întreg, așa cum se află el, dar na. Avem super unealta care ne-a făcut celebri pe TikTok, 2 milioane de vizualizări aproape. Folosim și ochelari ca să nu ne mai certe nimeni. O să ne apucăm să curățăm pe aici rugina. Și ușor, ușor trecem mai departe, sudat și ce mai trebuie. Așa că nu ezitați să dați un like acestui video și un share. Poate ajung la noi și alții pasionați de golf. Să facem comunitatea Rabla din ce în ce mai mare. Uitați aici fitment. Fitment frumos la golful ăsta. Foarte bine. A nostru nu cred că o să fie așa de lău. Ăsta este chiar ce trebuie. Îmi place foarte mult cum stă. Deci așa, încă o dată vă rog, like, share, subscribe. Poate ne mulțim șatra de golf aici. Se vede clar că aici a mai fost umblat. Este o grămadă de chit, o grămadă de chit. Și s-a sudat. Așa că se observă și nici măcar nu s-a șlepuit. Direct, chit, cius. Deci să meargă. Urât. Să vă fie rușine. Deci la mașina asta am dat un arheologie. Ia priviți. Lucrare de nota 720. Eu nu sunt profi, dar n-ai cum, frate, să faci ceva. Deci se pare că au avut probleme cu acest haion și au tăiat așa. Așa probabil și asta vine încoace și a schimbat porțiunea asta. Porțiunea asta e super umflată și ia cât chit. Asta este destul de gros aici. Încercăm să remediem. Scula își face treaba dacă este folosită corespunzător. Aș lefuit imediat aici. S-a încălzit puțin, dar hai. Este dată la turația a doua. Și pierea de sârmă are 4500 de rotații.